Bine ați venit la mobilisimo.ro. Am în mână primul telefon Android cu pilul aceea de pe iPhone 14 Pro. Realme C55, dacă la Apple îi spune Dynamic Island, aici îi spune Mini Capsule. Ăsta este telefonul clasic de sub 1000 de lei. Baterie mare, 4G, procesor MediaTek Helio și un spate destul de arătos care imită cumva lemnul. Fiți atenți la inelele alea metalice sau imitație metalică din jurul celor două camere. 64 cu 2 megapixel pentru cine întreabă. Altfel, un telefon cu muchii plate, care ajută la ergonomie și aderență. Un terminal destul de masiv, așa-l văd eu, adică lung și lat. Cu protecție din plastic aplicată din fabrică, baterie de 5000 care o să țină și o să țină și o să țină. Dacă știți ceva despre Realme și telefoanele testate de noi până acum de la acest brand. Altfel, până butează el, vă arăt ceva foarte tare. Aici, pe capacul cutiei, stă scrisă o laudă. Cea mai rapidă creștere de brand smartphone din Europa, astfel că în 2021 au crescut cu 280% față de 2020. Counterpoint Research. Cu asta se laudă cei de la Realme. Se mai laudă și cu această pilulă, implementată doar în fază beta deocamdată, o să mai primească ulterior funcții. Așa arată ecranul acum, iar în câteva secunde o să mă vedeți activând pilula, capsula, cum vreți să-i spuneți. Așa că să înceapă unboxing-ul. Așa arată Realme C55 din față și acum hai să intrăm pe site-ul mobilisimo.ro. Nu de alta, dar vreau să fim aici când declanșăm acea mini capsule. E foarte simplu, punem telefonul la încărcat și iată imitația de Dynamic Island de la iPhone 14 Pro. Aici deocamdată afișează statusul încărcării și mai afișează și când este bateria la nivel redus, afișează de asemenea pedometru și ar trebui să mai afișeze consumul de date. Dar ultimele două vor sosi ca actualizări de software ulterior. Acum când am lămurit care e treaba, în principiu e vorba despre o zonă din jurul decupajului pentru camera selfie care afișează date utile. Este o premieră pentru Android să vedem așa ceva. Au mai fost câteva încercări cu aplicații third party, dar preinstalat pe telefon n-am mai văzut așa ceva. E un unboxing, așa că hai să revenim la cutie pentru o clipă să vedem ce primim aici. Hey, welcome to the Realme family. În acest pliculeț se află cheița care oferă acces la sloturi. Apoi avem manualul, quick guide și un safety guide. Plus o husă transparentă și flexibilă și un pic mai groasă decât de obicei pentru a proteja terminalul. Atunci când am zis mai devreme că oferă acces la sloturi, m-am referit la faptul că pe lângă cel nanoSIM, avem și microSD, întotdeauna o veste bună. Și în general se întâmplă pe telefoanele de sub 1500 de lei. În cutie mai găsim și cablul de la USB-C la USB-A, care se va conecta la acest încărcător, unul tipic pe care stă scris Super VOOC, tehnologie de încărcare rapidă și încărcare la 33W. Avem aici un conector USB-A în cazul în care se întreabă cineva. Apropo, bateria acestui telefon este de 5000 mAh, ar trebui să se încarce la 50% în 29 de minute, așa scrie pe hârtie. Revenind la terminal, el se găsește pe niște nuanțe interesante, i se zice Sun Shower, Rainy Night și Rain Forest. Ce am eu aici vrea să semene cu lemnul, cam asta îmi dă senzația, și sunt două variante de look aici, este look-ul acesta de lemn și acesta foarte lucios din zona camerei. Și ați observa această imitație metalică, aceste inele din jurul camerelor, care de altfel atrag și destul de multe impurități. Telefonul stă bine la priză, fiind atât de plat. În butonul power avem cititorul de amprente. E destul de bine construit, dar vedeți, destul de masiv, așa că e posibil să ai probleme în a duce degetul ușor în toate zonele ecranului, așa cum am eu acum. E ușor să ajung aici, dar nu așa de ușor să ajung sus. Telefonul de altfel nu pare foarte masiv ca dimensiuni, 7,9 mm în talie, 189,5 grame, dar e lung și e lat. Asta trebuie să rețineți voi. Destul de bine construit, cu niște butoane clicky la modul rezonabil pentru telefon entry level spre mid range. Nu am foarte mari obiecții la design și nici măcar bărbia asta nu mi se pare exagerată față de ce vedem de obicei pe terminale de genul. Bun, acum că am lămurit treaba asta, hai să vorbim puțin despre display. Parțial am vorbit deja despre el mai devreme atunci când v-am arătat ce face acea pilulă. Trebuie să vă spun că avem un panou de 6,72 inci. Este un IPS LCD cu rezoluție Full HD+, refresh rate de 90 Hz și luminozitate care ajunge sau promite să ajungă până la 680 de niți. Acum, avem și protecție a ecranului, protecție din plastic aplicată din fabrică și am uitat să vă zic că avem ramă din plastic și spate din plastic.
La interiorul telefonului e un procesor de care am mai auzit și pe care l-am mai văzut și o să las aplicația AIDA 64 să vă arate că nu vrem o reclamă la Samsung. O să ne arate faptul că avem un MediaTek Helio G88. 12 nanometri, nu e chiar tehnologie nouă, și l-am văzut pe Redmi 10 2022, Honor X8A și Moto G Stylus 2022. Avem norocul de a avea telefonul destul de bine dotat. Avem aici o variantă care are 6 GB de RAM și 128 GB de stocare. Mai sunt variante cu 4 sau 8 GB de RAM și variante cu 256 GB de stocare sau 64. Din nou, avem și slot microSD. Am citit niște comentarii pe internet care scriau că stocarea de aici e mai degrabă eMMC decât UFS. Cred că o să ne dăm seama foarte ușor când o să facem testul acela de scriere și citire. Așa că rămâneți pe frecvență pentru când o să publicăm recenzia. Până atunci vă spun că avem o baterie, v-am mai zis deja, dar vă mai spun o dată, 5000 mAh este capacitatea sa, se încarcă la 33W. Pentru divertisment avem un speaker singular jos aici și jack audio și microfon, iar ăsta este portul USB-C, ați ghicit, 2.0. Pentru conectivitate o să mergem aici, o să ne plimbăm puțin, avem clasicul Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Galileo, BDS și mai avem și NFC. Și de port am vorbit deja. Decupajul ăsta din ecran, în jurul căruia se formează pilula, este pentru o cameră de 8 megapixeli, cu filmare Full HD și cu HDR. În spate un pachet modest, 64 de megapixeli camera principală, cu Face Detection Autofocus, apoi o cameră de doar 2 megapixeli, repetați după mine, de doar 2 megapixeli, pentru bokeh. Aici avem blitzul LED, este un blitz dual LED și cred că și dual tone, dacă nu mă înșală privirea. Iar având în vedere zona asta, entry level la care aparține terminalul, suntem limitați la filmare Full HD, dar măcar ajungem la 60 de FPS. Opțiunile camerei includ un mod pro, time-lapse, slow-mo, panorama. Avem captura la rezoluție maximă 64 și opțiunea Chroma Boost, ca să dăm așa un kick culorilor. În zona portrait, nu mică, mi-a fost surpriza să dau peste Bokeh Flare și AI Color Portrait, care au fost făcute cool de seria Oppo Reno. Bokeh Flare face acele luminițe amplificate în spate cu un efect de blur foarte plăcut. Asta este zona foto, la rândul său cu Chroma Boost. Iar la video o să vă confirm până una alta că avem 10 filtre și apoi faptul că putem filma până la Full HD în 60 de FPS. A mai avem și street aici, care alternează între trei obiective virtuale, că avem doar două de fapt la bord. Mai sunt niște extra filtre aici, unele pe care le știm de la telefonul Coca-Cola, dacă îl mai țineți minte, au trecut doar câteva săptămâni, ar fi ciudat să-l fi uitat deja. Iar ăsta este modul night care plusează cu starry mode, captura cerului înstelat. Software-ul este Android 13 cu Realme UI 4.0 aplicat peste și hai să vedem dacă mă înșel sau nu. Intrăm aici la About Device, Realme UI 4.0 și putem adăuga și niște RAM virtual până la 6 GB. Vom lucra cu acea capsulă de aici, de sus, în zona Mini Capsule. Singurul său scop este afișarea statusului bateriei, dar cu update-uri ulterioare o să mai primească niște extra funcții. Mai avem Dual Mode Audio, adică veți conecta și căști prin Bluetooth și căști prin acest conector de 3,5 mm, dar și Sleep Capsule pentru a dormi mai liniștiți, având acest telefon și el nederanjându-ne. Alminteri, opțiuni legate de luminozitate, privacy și funcții speciale, precum Flexible Windows, Split Screen și Sidebar, pe care l-am și activat. Este acesta de aici și scopul său e deja clasic. Pe lângă faptul că ai split screen și ai împărțit ecranul în două, aici o să mai ai încă o fereastră care o să plutească deasupra celorlalte două pentru încă un nivel de multitasking. Bun. Pe lângă treaba asta avem și aplicații preinstalate. Aceasta este cea mai utilă, este un phone manager care se ocupă cu, eu știu, debugging, cleaning, are și niște tooluri, protecția plăților, are și o zonă private safe, diagnostic, în principiu se ocupă de buna funcționare a telefonului. Avem și un player muzical proprietar, toate aplicațiile Google sunt la postul lor, avem și un browser de internet, Busolă, alte cele, TikTok, Spotify preinstalat și niște joculețe. Ba chiar avem și o aplicație și o zonă games pentru gamer, deși procesorul ăsta la 12 nanometri săracul nu prea inspiră gaming. Dar avem 3 moduri de performanță și destul de multe tooluri pentru gameri. Mă șochează treaba asta. În fine, din câte știu eu, procesorul ăsta duce câteva joculețe la modul rezonabil, decent, dar nu e telefon de gaming. Bun, am lămurit treaba cu capsula. Mai facem așa o dată o demonstrație de final. Este un gimmick deocamdată.
Este doar un gimmick care o să scoată telefonul în evidență. Ai nevoie de ceva care să ieși în evidență în ziua de azi. Și eu zic, pe lângă clasica baterie care oferă multe ore de autonomie, Realme a vrut să încerce ceva diferit. Eu zic să se grăbească cu update-ul, să-i mai aducă funcții, că altfel o să-și piardă elementul de noutate, acea capsulă, pilulă sau cum vreți să-i spuneți. Până una alta, în sfârșit un telefon interesant sub 1000 de lei. Cam asta ar fi morala acestui unboxing. O să revenim și cu mai multe detalii despre cameră, despre baterie, despre performanță și poate vine și update-ul care va crește cantitatea de funcții a pilulei. Acesta este Realme C55. Pornește de la 949 de lei în versiunea cu 6 GB de RAM și 128 GB de stocare. Eu prezic așa, o să aibă o super autonomie a bateriei care o să-ți ofere foarte mult timp de playback video. Poate niște joculețe casual, cu siguranță niște socializare și poze. Bunicele cu camera principală mă aștept. Nu mai mult de atât. Cam atât de la Mobilissimo. La revedere!